Salut! Salut! Și bine v-am regăsit la un nou video! Astăzi o să facem testul telepatiei, partea a doua. Data trecută am făcut cu scrisuri, adică scrieam ce ne venea în minte. Astăzi o să desenăm. Abia aștept. Suntem foarte talentați la desen. Eu am fost acum mulți ani când am făcut liceu de art. Acum... Amândoi am făcut liceu de art. Am scris aici pe telefon toate listele cu idei și va trebui fiecare să facem primul lucru ce ne vine în minte, da? Da. Dar nu desenez cu hașură din aia așa, cu umbre, cu lumini, cu semnătură. Azi încerc să mă abțin. Ai și tu 10 secunde acolo. Bine. Și faci o schiță. Deci da, cât mai repede, cât mai simplu și neapărat să facem primul lucru care ne vine în minte. Da? Da? Bun, și vreau și voi, nucilor de cocos, să scrieți odată cu noi toate răspunsurile la întrebări. Voi le scrieți și noi le desenăm, poate da? Și noi cu telepatia. În comentarii. Mă zic ca la școală, pe bune acum. Felix, dă-i startul. Primul cuvânt, dai, prima temă, sau cum se zice, este fruct. Internat. Și eu. Hai să arătăm la cameră și după aceea să ne arătăm nouă. Ce e aia? Măr. Zici că e mango. Măr. Zici că e mango. Măr. Și eu tot măr am făcut. La tine e mango, Felix. Pare rău, e mango. Faza este că avem un punct fiecare, pentru că am nimerit-o, am făcut același lucru. Doar că ți-a și mai mult mango. Nu, mie mi-a ieșit un măr. Eu mere din astea știu, soiul ăsta de mere. Se cheamă mere ouă ovale. Bine. Gata? Da. Animal domestic. Alternat. Ii, ce am ieșit? Haide, întoarce, 3, 2, 1 și... Aaaa, fizică! Păi trebuie să nu știu ce ai făcut tu, te uiți la mine. Am ce fizică faină ai făcut tu. Tu, fizica ta seamnă mușoricel. Zici că picioarele pisicii tale sunt roți. Te-ai făcut pisica robot. Ia-ți vă la tine ce să mă iau. Și zici că fizica ta e faină. Ce să zic? Și știi ce mai vreau? Să scrieți în comentarii, la sfârșit așa faceți voi un punctaj, cine a făcut desenele cele mai faine, câștigătorul. Ba da, trebuie să stai interesul acolo, chiar dacă 10 secunde. Legumă. Gata. Și eu, în același timp. Oare am făcut aceeași legumă? Stai, să vedem. Ce? Ce ai făcut? Morcov. Și eu tot morcov. Bă, dar cât de telepatie, bă, telepatie între noi, bă, telepatie. Când făceam liniile astea, auzeam că și tu făceam niște linii și mă gândeam dacă face aceleași linii, dar nu are băi, cum. Băi, deci v-ați văzut? Care e faza? Cred că din cauza că fiecare zi facem... Pune morcov. Îți spune din ce cauză? Din cauza că e urât afară și stăm acasă împreună și ne-am telepatizat în continuu, suntem prea telepatici. Puteam și noi să punem, nu știu, sfeclă. Cine pune sfeclă? Dar nu avem sfeclă, avem numai morcov și cartof. Cartof dulci. Și ce de lui Carolina pe acolo? Ce ceapă. Cartof. Din ăsta care cântăreț, care cântă. Cântăreț? Da. Mamă, dar e greu. E foarte greu, frate. Eu mai am. Dar nu știu cum poți să-ți dai seama cine-i. Gata. Ai terminat? Da. Gata. Mai avea nevoie? Cine e, mă? La tine cine e? BTS. Și la mine BTS. Uite la mine BTS. Ia uitați-vă foarte bine. 7? Nu mă răi. Dar trebuie să fie 5 sau 6 cu unul în armată. Tu ce e acolo? Doi în armată. Și care-i? Șuca? Care-i? Da, e unul dintre ei. Nu m-am putut hotărâ la care. Am înțeles, e unul dintre ei. Nu știu, îi place ba de vii, ba de Suga. Ideea este că acolo s-o vini cu desenele. Îi plac mult BTS-ii. Îmi zice, știi că au plecat unul în armată sau doi în armată și nu-s mai fie BTS-ii la fel. Da, au plecat J-Hop. Mai hopa, hai. Bun, hai următorul. Hai că fără Jin se mai putea, dar fără J-Hop. Am înțeles, e serioasă treaba. Știi? Bun, local, loc unde mănânci afară. Hă? Mergi, loc unde mănânci. Adică scrie acolo, hai. Nu știu ce zic, ce mi-a venit mie prima dată în minte. Mm-hmm.
Everything fine? Huh? Am un lapsus. Eu nu știu dacă fac bine. Am un lapsus. Hai că tu ai venit cu ideea asta. Gata? Da. Hai să arătăm la oameni. Am un lapsus. Eu nu știu dacă am înțeles bine tema. Arată, nu știu dacă am înțeles bine tema, dar am făcut restaurant. Sau terasă. McDonald's. Dar nu știam că o scrie mgdmk. Loc de mulți cafe, ce McDonald's. Chestii din astea. Deci, eu merg la restaurant. Am mers la restaurant de 5 ani. Lasă, hai. Îmi doresc să merg la restaurant. Îți doresc să mergi. E o altă întrebare. Hai că am cumpărat ca tu pleci de la McDonald's. Uite, uite. Pentru mine și pentru tine. Întâlnire romantică. Lasă. Hint. Da, și, hint. Și Carolina unde crezi? Hint. Păi, întâlnire romantică. Hint. Hint? Știi care e faza? Inflația e scumpă, da? Da, adică s-a mărit inflația. Și ăștia cer bacșiș pe bon. Nu mai poți să păcălesc fără bacșiș. Putem și în parc. Ce bancă? Pe bancă? În parc pe bancă. Pregătești tu mâncarea, hai. Da, atunci acasă, caserolă. Super putere! Întârnați! Hai. Sper să înțeleagă ce am făcut aici. Hai că nu dau seama, hai. Am de deodată trebuie. Să zbori. Bă, nu cred, amândoi am făcut pelerină. Dar te-am invitat să văd și eu ce tot așa și să zbori și la mine zbori. Amândoi am făcut pelerină. Da, uitați-vă, deci uitați-vă. Nu cred. Nu cred. Băi, la toate până acum am făcut la fel. Cea mai faină superputere, consider că este pizza, pe de cele mai faine ca să zbori. Ce tare. Pentru că așa zbori. Așa ajungi la timp. Nu, da, poți să vizitezi orice țară. Mi se da, pare da, atâta da. De jmecherie, știi, nu mai stai, nu știu, mi se pare... Nu mai mergi până aeroport. Mi se pare cel mai șmecher lucru, e fructe din copac. Mi se pare cel mai șmecher lucru. Ești șmecher. Sau ții haile de la dulapul de sus, știi, nu mai pe scaun. Aia e problema mare, da. Curat în casă. Când împachetezi lenjeria, zbori puțin și o pui la loc frumos, okay. Pentru că loc să o arunci, așa. L-a dat plăcerea din a zbura. Dar tu pentru ce ai zbura? Ce? Tu dacă zbori pentru de ce? De plăcere, aer curat așa în plete, acum la spor lung. Dar acolo l-ai făcut chel pe la. Ce? L-ai făcut păr. 10 secunde. Părul era lins pe spate, eu de la viteză. Bătoare. Bernat? Da, și eu. Haide, dar arătăm deodată, că arăt eu primul și... Am trișat, am mai băgat. 3, 2, 1 și... Nu cred! A, tu ai pus un cadou în plus. Da. Ai pus pentru Carolina. Da, tu n-ai pus pentru Carolina. E numai pentru mine și pentru Carolina. N-ai pus pentru mine. Băi, deci nu cred, am făcut la fel. Tu ai făcut instalație? Da, uite-mă. Și tu ai făcut instalație. Dar mi-e frumos la tine știu, de data știu, asta. Știu, știu. Cum de data asta? Sincer, de data brad din Ohio și tu? La mine e brad din ăla din piață, care primele creangi sunt puține, știi? Adică n-are sus. Nu-i brad artificial. A, deci, aduce vin la telepatie, uitați-vă și voi, dacă stați în casă, cap în cap, că e urât afară, uitați ce iese. Da. Și că așa lucrăm de acasă. Instrument de cântat. Zic ce mi-a venit prima dată în cap. Gata. Da. Nu știu dacă am desenat cum trebuie, dar... Îmi explici tu, hai. Nu cred. Ce? Tu ce ai definat? Uite-te, vioară. Ce? Și eu tot vioară. Du-te, mă! Bine, vioara mea e din Ohio, uitați-vă. Ai uitat să pui ăla. Ce? Ăla, cum se cheamă? A, nu. Cum se cheamă ăla? Că știam bă, tu l-ai prins în spate. Ai prins la mine, că așa am văzut că se prinde. Păi, deci nu cred. Uite-te. Cum ai putut desenești tu vioară? Mă gândeam că la stânia romantică de vioară. Deși instrumentul meu preferat este pianul și saxofonul. Bă, dar ce telepatic suntem. Da. Incredibil, deci primul lucru care ne-a venit în cap. Mai am nevoie de voi. La tine. Iar acum vom desena, să vedem dacă ne putem telepatic, număr. Număr? Ce ai desenat? Ce râzi? Ce amuzant? Îl las așa. Doamne, ce dus cu pluta sunt și eu. Sigur ai băgat ceva euro pe acolo. N-am apucat, haide. 3, 2, 1 și... Am vrut să fac un 3, dar am mai făcut tot 3 din Ohio. Uitați-vă, am zis 3. Uitați-vă cum se face 3 la mine. Dar să știi că așa ar trebui să se facă. Hai, acum să-l facem așa pe 3. Bă, dar ce telepatii suntem. Bă, ce tare. Deci am vrut să scriu 3, jos milioane de euro. Dar când am văzut ce tâmpit l-am făcut, am zis că nu mai pot. Ce-ți ai în capul meu, băi?
îți dus cu piuta azi. Tare, nebunie. Super șmecherie. Mâncare. Ești gata? O, stai, că încă nu-s gata. Gata. Stai, păi, hai să o lipi foaia. Pizza! Bă, dar ce avem azi, mă? Cu ce pizza ta? Ce? Tu ai și luat o felie? Da, am luat o felie. Bine, chiar la mine e intactă. Uite, la mine ai și cu măsline și cu ciuperci. Eu am pus și ardei și cu de toate. Eu ardei n-am pus. Trebuia să pun și eu. Ai problema. Bă, dar nu pot să înțeleg. Ce avem astăzi, măi? Bă, nu stați prea mult în casă, că veniți aceeași persoană. Incredibil. Aplicații de pe telefon. Ce ai o aplicație pe telefon? Terminat. Și eu. Hai. 3, 2, 1. Gata? Da. YouTube. Uite, mă, semnul, vedea semnul ăla de la YouTube. Băi, ce tare! Du-te, mă, dar ce avem, măi? Te potrivim! Înainte ne-am potrivit la dinainte ce a fost. Nu, ideea este că înainte ieșeam mai mult afară, era mai frumos afară și acum parcă gândim la fel. Cred că de faptul că trebuie să desenăm. Știi? Poate dacă era descris, nu știu, e diferit faza cu desenul. Desene animate! Oh, mi-a venit altceva, al doilea. Al doilea gând a fost altul. Oh, ăsta a fost și al doilea gând al meu. Masha and the Bear. Mă, Cristian, n-ai văzut un potrivit? Și la mine Tom și Jerry. Știu, dar prima dată mi-a venit Tom și Jerry și după aia, în a doua secundă, mi-a venit Masha and the Bear. Și mi-a venit a doua secundă Masha and the Bear și am zis că pun a doua și the Bear. Desenele nostru preferat. Prima oară mi-a venit Tom și Jerry și am zis, dă-le încolo. Și tu la fel? Dar după aia am zis, pun Masha and the Bear. Păi da, dar vezi, chestia este să pui ce-ți vine prima dată. Da, mi-a venit prima dată prea scurt. Știi? Nu a fost destul ca să-mi cotizeze. Deci, practic, și la asta eu mi-aș da același punct ca și Felix, pentru că am gândit și de data asta deci, la fel. Se uită Carolina la Masha and the Bear. Masha, Masha, Masha. Masha, Masha. Ursu, 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 ursu. Sincer, e desenul nostru preferat, adică e super fain. Mi place mult. Episoade nu le-am pus total, dar trebuie să le revăd. Hai să vedem. Floare. Floare? Te explic eu, hai. Și eu te explic. Ei, 2, 1 și... Nu e un trandafir. Și la mine la fel. Bine. Ai făcut și țep? Da. Că și eu am făcut țep, uite ce-ați cuțit. Aia țep? Eu am făcut și țep și frunze. Eu n-am făcut frunze. Deci la mine e trandafir, dar la mine e varianta din Ohio, așa, știi? Dar și la mine e frumos. Nu-i frumos? E cute? Ia să mai văd dată la tine. Auzi, bă, nu dați notă pe desene. La tine e trandafir dintr-o la sălbatic, din tufă. Nu, bă, la mine... Și la mine e trandafir din florărie. Dar mai frumos e al tău, că al tău miroase. Al meu e royal. E regal dintr-o la... Da, de-al mai, deci... Și la mine, de florărie dintr-o la scump, la 10 lei. Ok, faza este că mai simt multe și mai am decât o faie bun. Fac acum și după ce am de foi. Da. Formă geometrică. Gata. Și eu. 3, 2, 1. Bă, dar ce avem azi, măi? Tot asta nu și tu. Du-te, mă, de ce nu mă uită, băi? Cred că are ceva cu desenul, sincer. L-a nimerit. Pe bune acum, e super tare. Ești gata? Da. Ai suc, că de la de băut care cumperi. Gata. Dar chiar că e din Ohio? La mine nu e din Ohio. La mine e din Hawaii. La mine e din Ohio, toată lumea. Hai. Eu cumpăr, eu merg la terasă și cumpăr fresh. Aia ți-a venit primul lucru? Da. Care cumpăr? Păi da, e scump. Cola. Cola ți-a venit în minte? Da. Dar ce bidoni dintr-o la? Bidon de cola. Mai zic că azi desenezi din Ohio, nu știu ce am astăzi. Dar așa vine, mâna merge sigură. Dar ai aruncat în șanț. Bidon din șanț. Așa cumperi din Ohio, spun eu. Da, deci eu mi-aș dori să beau un fresh. Auzi? Stai cum s-a închis telefonul. Dar e scump, frate, e scump, faceți-vă în casă. Dar stai puțin, dar tu-ți dorești fresh sau așa ți-a venit în gând? Nu, așa mi-a venit în gând. Da. Un fresh de portocale, dintre ăsta cu portocale aici și cu paie, că n-am băut. Nu știu dacă am băut vreodată și ceva. Cristina, am un portocale care s-a stricat în casă, da? Aveam suc Teddy care s-a stricat în baie, l-am pus că rece. Puteai să spui portocala și paie. Trebuie portocale. Gustul de Teddy și care gust de făină. Sport! Îți zic ce mi-a venit în cap aici. Da, și eu. Aoleu, dar e greu de desenat.
Băi, nu vreau să zic, dar astăzi chiar cred că desenez destul de bine. Da? Da. Imediat. Adică nu chiar bine, dar se înțelege, adică... La mine nu știu dacă se înțelege. Hai, Picasso. Karate. Fotbal. Ai centura? A, nu stai. Ce? Fotbal. Băi, ce tare, uite-te la mine. Asta e față de fotbalist, vezi? Da, de ce stai de fotbalist? Eh, de la nu-mi vine acum. Era ca, clar karate. Uite centură, e centură verde. Bă, da, hai să spun ceva. Până la urmă trebuie să primesc măcar jumătate de pământ și mie cu piciorul față să dau. Da, într-adevăr, vezi? Dacă n-am făcut mici, dacă făcești tu mici, același lucru era. Da, da, la mine. A, dacă făceam și eu aici, era kimono. Asta zic, asta da? Zic. Mașini. Firmă de mașini. O mașină, da, o mașină care semne cu ceva. O mașină care semne cu ceva? Mai? Am terminat. Gata? Da. Tractor? Da, ce? Tractor, da. Cum, frate? Ce? Uite, Mercedes. Din anul 3000? Da, dintr-o ăla care avea insignia în sus. Bine, și eu vreau Mercedes, dar nu prima dată, unde Dacia, deci să înțelegeți. Nu, de ce mi-a venit prima dată Dacia? Dacia e tractor, dar la pilă. Deci face tractor prima oară și îl șlefuiește așa până iese Dacia. E o glumă. Și nu e și adevărat, da. N-am câștigat punct, asta este... Nu știu ce, dar mie când vine vorba de mașini, tot timpul vine Mercedes în cap. Din cauza lui tata, când era mică, mă Mercedes îmi băga în cap. Că-și dorea foarte mult. Meserii. Nu cred ce mi-a venit în cap prima dată. Aoleu, ce fac aici, frate? Gata. Imediat. Gata? Da. 3, 2, 1 și... Mecanic. Vlogger. Ce tare! Uite vlogger mecanic, auzi? Da, asta mi-a venit în cap, uite-te! I-am pus așa, în primul rând, i-am pus șapcă. Tot împit ai că tu cu mecanicul de Mercedes. I-am pus aici creion la ureche, Felix. Cu un meseriaș are creion la ureche. Templarul. Mecanic. Mecanicul n-are creion, iubita, decât templarul are creion. Care-i diferența? Ba da. Templarul măsoară pe lemn și pe pal. Da, și ăsta are dintre alea chei franceze și șurubelnițe. Are corcitură. E ceva mega priceput. E 2-in-1. Bă, să știi că te-o zăpăcit ai cu tu. Pentru că eu am explicat și lui, bă, un Mercedes nu-i Mercedes dacă are 35 de ani. Știi? Mercedes e dacă e mai nou. Bă, da, tu știi, făcea tata. Uite cât spațiu ai. Ăla făcea. Ești așa microbus. Ești așa microbus dacă vrea așa. Ce-ți dau, următoarea temă. Jocuri. Jocuri? De pe calculator, da. Jocuri de pe calculator. Da. Să desenez pe asta. Nici eu n-am cum. Gata. Deci eu aș desena mai fain, dar e de la pixul ăsta scump. Amândoi. Macarul meu este mai artistic. Adevărul că amândoi jucăm toată ziua Roblox, să-ți dai seama că asta nu vine în cap. Animal sălbatic. Primul secund îmi vine. Gata. Gata? Da. Tigru. Leu. Frumos. Leu. Știu, și mie mi-a venit în a doua secundă, dar prima secundă a fost de tigru. Ai desenat frumos? Da. Și tu ai desenat foarte frumos. Deci că e tras din curele din care se pun la salopete. Ei, știi ce, te legi de tigru meu. Ok, și mai una mai am doar, pentru că tot am avut ideile, da? Da. Haine, îmbrăcăminte. Gata? Stai că aici fac design. Am stricat. Gata? Da. 3 de rușii. Rochiță. Costum. Ah, ne potrivim. Cioară, bă, tu te-ai gândit că o desenezi o rochie, nu? Cu din asta cu tutu. Măi, oricum, scrieți în comentarii.
bucur. Câte am nimerit? Am telepatizat, am nimerit peste jumătate. Că dacă peste jumate... Vreau rochia asta. E pe tine. Pentru Carolina. Vreau pentru Carolina rochița, este prea cute. Cristina, are Carolina rochițe pe care nu le poartă. Foarte multe și au rămas mici. Nu mai cumpărăm. Nu mai cumpărăm. Bun. Ideea este că primim rochițe și nu le poartă, nu știu de ce. Când era prea mică, nu dădeam că era prea mică, nu vreau să fie comode. Și acum i-aș da, doar că rochile pe care le aveam sunt mici. Acum că e mai măricică, faci și a doua, mai aș da rochițe. Îi cumperi una sau primești una, da, mai bine primești una. O poartă, da. Dacă o poartă mult timp și ea... Mai primești una, cam asta e faza. Mai vrem să facem testul telepatiei cu obiecte. Deci, practic, avem fiecare obiect în față și ridicăm mâna sus cu obiectul ăsta. Deci, vreau la 10.000 de like-uri să facem partea a doua, așa că rupeți butonul de coco-like. Și scrieți în comentarii la cât de multe dintre temele de astăzi ne-am sincronizat. Și ne vedem data viitoare! Pa!